specialiștilor, sforăitul apare atunci când fluxul de aer inspirat prin gură sau nas în plămâni este perturbat în timpul somnului. De obicei, cauza este îngustarea sau blocarea căilor aeriene la nivelul nasului, gurii sau gâtului. Ca urmare, țesuturile căilor aeriene vibrează și se lovesc de partea posterioară a gâtului, determinând apariția unui sunet care poate fi moale, catifelat, înalt, aspru sau răgușit. Este posibil ca persoanele care sforăie să nu fie conștiente de acest lucru. Și totuși, ce ne facem când astfel de prieteni ne fac nopțile albe? Vă încadrați în categoria persoanelor care sforăie? Da. Nu. Nu cunosc. Da. Și nu, nu-mi place. Da, cunosc. Cunosc persoane care sforăie. Nu. Nu? Dar cunoașteți persoane care sforăie? Mai cunosc, în stațiune am avut probleme. Da, majoritatea membrilor familiei sforăim. Cum face el când sforăie? Face urât? Face urât tot, scoate toată lumea din cameră, îi scoate din casă. Ce le faci când te deranjează? Păi ori îi strâng din nas, ori îi întorc pe o parte, depinde. Nu dorm cei de alături de mine. Sora mea, de exemplu, sforăie tare și eu prefer să dorm în altă cameră. În față cu ea. Care credeți că sunt cauzele? Cauzele sunt, trebuie să controlez duc la un doctor, urealist sau ce este acolo, urolog, și atunci sunt niște polip din ăștia care trebuie operat și atunci scapă de. Da, sunt fundat. Aveau tulburări de respirație când dormeau. Oboseala, apneie, mai multe cauze medicale, devier de sept. Eu știu pe faptul că nu respirăm ca lumea și din cauza asta. Sau, de exemplu, eu sforăi când sunt foarte obosită, nu totdeauna. Când sunt foarte, foarte obosită și adorm brusc. Nu, n-aș putea să spun că o știu cu exactitate. Sunt bănuiel. E o persoană cardiacă, deci nu e... Sunt unele dintre cauze, da. Păi, o fi și vârsta, o fi și o deviație de sept, nu știu... Încercăm să-i trezim cum se poate, ori să recomandăm un medic pentru tratament, ceva de genul. Ar putea soția să vă explice, că ea aude mai bine. Eu când dorm nu prea știu cum sforăi. Dincolo de glumă, dacă sforăitul devine deranjant, poate apărea oboseala diurnă. În trecut, sforăitul era considerat doar o simplă neplăcere pentru partenerul de viață. Recent însă s-a demonstrat că persoanele care sforăie pot suferi de sindromul de rezistență al căilor aeriene superioare și de apnee obstructivă, o afecțiune serioasă a somnului, în cadrul căreia persoana poate chiar înceta să respire. De aceea este important că atunci când sforăitul devine o rutină, să fie consultat cu un medic și nu oricare. Thank you.